O nouă acțiune de protest a fost organizată de către simpatizanții partidului politic Șur. De această dată, în fruntea protestului se afla deputata partidului Șur, Marina Tauber. Între protestatari și oamenii legii au avut loc altercații. Acțiunea de protest a urmat în fața Procuraturii Generale, acolo unde au fost instalate mai multe corturi. Protestatarii s-au pornit din fața fostului Hotel Național în frunte cu deputata partidului Șor, Marina Tauber, aflată sub control judiciar. Participanții la marș s-au îndreptat spre Piața Marii Adunări Naționale, însă în preajma acesteia au fost opriți de poliție. Protestatarii au forțat cordonul aplicând forța fizică împotriva oamenilor legii. Mai multe persoane au fost reținute. O parte din protestatari se aflau în fața președinției. Pentru a ajunge în Piața Marii Adunări Naționale, oamenii au mers pe străzi adiacente, dar au fost opriți de poliție. Protestatarii s-au adunat în fața președinției, spunând că sunt nemulțumiți de scumpirile din ultima perioadă. Absolut tot nu mă aranjează ceea ce este în țară. Începând de la prețuri, vrem măcar să revenim la prețurile și la normalul care era până ajunge guvernarea la putere. Să avem pensii mai bune, că am muncit. Eu am muncit tractorist atâția ani și eu prinesc acheamul 2000 de lei. Nici copiii în străinătate am rămas singur și n-am și pune pe foc. Eu am pensia 2500 și aici tot așa ca și mine. În America și în Europa nu sunt prețurile așa ca la noi. Accesul protestatarilor în Piața Marii Adunări Naționale a fost restricționat, întrucât acolo se desfășura un eveniment autorizat de primărie. Intenția nici de cum nu este una nobilă din partea organizatorilor, dimpotrivă ei urmăresc provocări și intenții de destabilizare. Poliția va acționa exact prin prisma cadrului legal, iar acolo unde va fi necesar, aceasta va fi aplicat exact așa cum prevede ea și noi nu vom admite provocări și destabilizări în municipiul Chișinău. O acțiune de protest a fost organizată și în fața casei radio. Oamenii spun că sunt nemulțumiți de scumpirile din ultima perioadă și au cerut ca doleanțele lor să fie mediatizate. La noi oamenii protestează și mor de foame deja de câteva luni în centrul orașului. Ei, în loc să arate aceasta pentru cetățeni, îi stau și arată filme. Eu am ieșit, de ce? Fiindcă prețurile sunt mari, pensia e mică, productele, știți singur cum e. Și vrem ca guvernul ăsta să duc toți în afară. De ce în fața casei radio? Dar eu și dincolo am fost și spun. Eu se duc, spun. Cu ce trăim? N-avem cu ce trăi. Păi și de ce protestați în fața casei radio? Da nu știu, eu am venit măcar ele să scrie, să audă, să ne audă pe noi, măcar cineva să ne audă pe noi, să ieță cineva la noi, să vorbească măcar. După ce au ținut discursuri, protestatarii și-au făcut poze în fața instituției. Și această televiziune, din păcate, este monopolizată de guvernare și în loc să arate și să povestească tuturor despre interesele cetățenilor, despre dorințele cetățenilor, despre protestele cetățenilor, ei promovează pe Maia Sandu și alți guvernanți. De altă parte, deputatul PAS Dumitru Alaiba susține că cetățenii au dreptul la întruniri, deși cunosc că aceste acțiuni sunt organizate pentru a destabiliza situația în țară. Oameni plătiți deja și dovezi și tot ce vreți, oameni cumpărați cu ziua, politicienii care aplică așa metode sunt pur și simplu de dreptul dezgustători. Ei niciodată n-au să lucreze pentru oameni. Potrivit poliției, la protest au participat peste 4.000 de persoane.